Cozonacii sunt gata, i-am scos și am lăsat să se răcească puțin ca să-i putem scoate din tăvi. Hai să vedem. Uitați-l, sunt foarte moi. Moi. Ia uitați. Abia pot să-i țin în mână cât sunt de pufoși. Am să-i las să se răcească și după aceea o să rupem, să vedem cum sunt. Ia uitați cum arată. Se întoarce. Bine ați venit la mine în casă. Aceștia sunt cozonacii, uitați, care i-am făcut ieri. Am făcut unul cu mai multă cremă și unul cu mai puțină. Și astăzi am făcut aceste chifle. Au început să se răcească, sunt moi. Uitați-le. Sunt moi. Am făcut și un miel, am încercat, am o formă, este moale, este făcută cu aluat opărit și cu lapte. Cum este? Acesta este cu mai puțină cremă. Uitați băcuțele, pâinițele. Sunt moi și pufoase. Eu vreau să vă arăt și în ce forme am făcut. Acestea sunt formele în care eu am făcut cozonacii. Pentru chec sunt foarte, foarte bune și pentru cozonac. Dar la cozonac trebuie pus hârtie de copt. Și pentru chec unse cu unt și cu făină, tapetate cu făină. Sunt foarte bune. Ia uitați, am făcut cozonaci, nici nu se cunoaște. Sunt foarte mulțumită. Și cu această formă am făcut, acest miel, această formă de miel. Și dacă doriți și alte rețete de cozonaci, pe canalul meu de YouTube găsiți în jur de 20 de rețete. Fiecare cozonac are rețeta lui. Și cozonac cu cacao umplut cu nucă de cocos, că este fără frământare. A ieșit foarte, foarte bine. Și simplu, fără frământare, și numai cu rahat, simplu cu rahat, și cu nucă, și cu alune, și cu miere în loc de zahăr, pentru toate gusturile. Acesta este cozonacul. Sper că... Ia uitați! Cum arată. Acesta are mai multă cremă, este împletit, puțin împletit, acesta este simplu. Așa l-am decorat deasupra. că la noi cine vrea mai multă cremă, cine vrea mai puțină, cine vrea stafide, cine nu vrea stafide, cine vrea rahat, cine nu vrea rahat, cu cacao. Am vrut prima dată să vă arăt cum arată în interior. Iată, scuze-mă.